Conducerea administrației publice locale a emis un regulament privind modul în care se pot acorda ajutoarele de urgență. Mai exact, acestea se vor acorda în baza efectuării unei anchete sociale, utilizând veniturile reale ale familiei și cheltuielile pe care le efectuează și care sunt numai de strictă necesitate pentru o persoană sau familie nevoiașă. Sumele se situează între 500 și 2000 de lei. Ajutoarele de urgență se pot acorda maximum trimestrial, cu unele excepții. Era o hotărâre mai veche de prin 2002 care nu venea cu niște criterii foarte clare. Era destul de vag. La diferite instruiri, la diferite dezbateri, training-uri care au avut loc, s-a ajuns la concluzia că se dorește ca lucrurile să fie mult mai clare, mult mai punctuale. Drept pentru care, plecând de la faptul că e o hotărâre de prin 2002, în acest timp legislația s-a updatat, am căutat, iar acolo era foarte vag, persoane cu probleme sociale, am căutat niște criterii și am căutat să punctăm aceste criterii. Ajutoarele de urgență se pot acorda maximum trimestrial, cu excepția cazurilor în care creșterea gradului de risc social, vulnerabilitate și dependență o impune. E adevărat că e la aprecierea primarului împreună cu reprezentantul Direcției de Asistență Socială, dar am căutat să fim mai profesioniști și o sumă pe care o acordăm să fie cât mai bine justificată. Declararea de către solicitant a unui număr mai mare de membri ai familiei sale sau a unor venituri mai mici decât cele reale în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune după caz și se pedepsește cu măsuri conform prevederilor din Codul Penal, iar cererea de acordare a ajutorului de urgență este în mod automat respinsă.